În sala Episcop Elie Miron Cristea a Episcopiei Caransebeșului a fost lansată astăzi platforma online a proiectului Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național www.patrimoniuepiscopiacaransebeșului.ro. Avem în cele două județe, în cele două eparhii, foarte multe obiective, foarte multe biserici, monument istoric, care trebuie, în primul rând, cunoscute, promovate și apoi îngrijite și renovate. Suntem bucuroși pentru că după 6 luni de la începerea și derularea proiectului să deschidem platforma web, adică site-ul proiectului. Un site, o pagină pentru Episcopia Severinului și o altă pagină pentru Episcopia Caransebeșului. Proiectul a fost lansat pe 1 iulie 2010 și este dezvoltat de Episcopia Caransebeșului, Episcopia Severinului și Strehaiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Presov, Slovacia și Muzeul Regiunii Porțile de Fier din Drobeta, Turnu Severin. Episcopia noastră este o episcopie istorică ce deține în proprietate peste 10.000 de obiecte de patrimoniu, doar din patrimoniu imobil. Iar acest proiect este unul care pune în valoare și valorifică tot ceea ce înseamnă obiect religios cu valoare de patrimoniu în episcopia noastră. Vom putea găsi muzee virtuale și bibliotecă virtuală, conținând date despre bunurile de patrimoniu din Episcopia Severinului și Strehaiei și din Episcopia Caransebeșului. Obiectivul proiectului este valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național din sud-vestul României, respectiv din județele Mehedinți și Caraș-Severin.